Reușim să facem un copil fericit? Această întrebare ne-a tot măcinat de-a lungul timpului. Ne-am dorit mereu să vedem copiii zâmbind, să îi vedem fericiți când primesc ceva. Prin intermediul Asociației Miros de Cer, am reușit să bucurăm mii și chiar zeci de mii de copii. Copii, până acum, vă plăcut în tabără! Cele mai importante proiecte pentru copii este tabăra Miros de Cer. Cum vi se pare aici la tabără cu copiii? Păi prima zi este faină. E fain așa? E fain jocul ăsta? Da, nu m-am mai jucat. E frumos așa? Ce jocuri te-ai mai jucat? Am jucat prinse, am jucat fața ascunsă și multe altele. Ce ați mai făcut astăzi? În afară de jocuri. Lecții am făcut. Ați făcut lecție? Da. Ce lecție ați făcut? Din Babilon, Nebucanețar și cei patru slujitori al Domnului. Și am mai învățat și o poezie și am mai făcut multe alte jocuri. Ți-a plăcut? Da, e foarte fain. Anul acesta, sub titlul Un copil fericit, vrem să le oferim zecilor de copii din zone defavorizate șansa de a petrece câteva zile într-o tabără creștină, de a simți afecțiunea învățătorilor, de a vizita și alte locuri decât satul lor natal. Costul taberei pentru un copil este de aproximativ 500 de lei. Poți face și tu un copil fericit, oferindu-i posibilitatea de a participa la o tabără creștină.